Sai, tuturor, nume meu este. Cum am spus, se vad că n-am postat despre camera de 0 ani, ce e din cauza faptului că episoadele se încarcă de luni pe Kiss Asian, dacă mai am loc să se încarce duminica, așa că o, și plus că sunt foarte lene să mai fac continuare de, așa că vă voi explica așa prin, prin vlog, de cum am cum s-a întâmplat în episodul al 9-60-lea. Înainte să începem, dați-vă un like, apreciați-vă, dați-vă un like, dați-vă un share, în comentarii mai jos, bine, mă ajută foarte mult la face asta, dați-vă share să vadă și pe demonstru dacă aveți prieteni de sigur și un subscribe ca să fie un înainte. Familia Vision, știi, apasă-mi la următoare. Apasă-mi la următoare pentru noi video. Deci, să începem. Episodul 9, ne întoarcem din la spital și Fua rămâne inconștient și aproape spre moarte, însă un human gear care este asistent sau scuze, doctor ce îl salvează viața. Însă cu Mr. Boșinari Neto Mr. Boșinari Neto ei pur și simplu au controlat majoritatea dintre oamenii din spital și pe Mamut, însă Aruto se simte dărâmat moral. Faptul că el pur și simplu încearcă să își dea seama că e un pic confuz despre faptul că Human Gear ar fi monștri, adică nu că e monștri, ar fi chiar dacă sunte ai ursii sunt umanitatea. Și a fapt, dar m-a perturbat despre faptul că Jin și Horobi sunt Human Gears. Însă este dovedit foarte clar că Human Gear-urile nu sunt doar niște simpli AI. Mai mult sunt, pot avea și personalitate diferită. Cum avem și în alte episoade despre anumiți Human Gear care au caracteristică mai deosebită la om. Confuzia, nervii, conștiința sa de existență, pentru că fiecare om are o conștiință de existență și trăiește ca și cum ar fi om. Închidere, chiar dacă sunt mașini de date și asta, pur și simplu au și sentimentele lor. Și au rămas liniștit. Vicepreședintele a luat putere în locul lui ca să închidă toți cei manghierile. Așa că Izu a oprit cei din spital, dar asta nu a funcționat, dar Aruto a fost convins de către Yeiba. Și până la urmă a fost o luptă epică și până la urmă Fua și-a revenit. Apoi e și el confuz faptul că are două amintiri. Una în care este manghierul îl atacă și una în care un manghier îl salvează. Deci da, nu e prea sigur, dar asta nu înseamnă că că va ieta Hidden Intelligence pentru asta. Însă, este o schimbare foarte mare în loc să spună că Human Gears are monster. Nu prea. Că Human Gears e tot suma, știi, și tot să țipe. Într-un alt despre treaba asta. În episodul 10, Haruto face o serie cu un studio de filme despre un asasin și despre un personaj care este Human Gear ca un actor. Însă nu trece foarte mult și apare Mestru Porcinei Netu și desigur asasinul ăla de care era programat. Deci asasinul ăla era foarte, foarte, dar foarte impresionant și vrea să fie cât mai puternic. A învățat de mai de la acel actor, care de fapt era un actor care știa chestii de luptă, însă le face așa trucate. Deci pur și simplu era demențial. Însă, deci Dodo îi se pare destul de șmecher ca Human Gear. Adică un fel de Human Gear care învață, apoi se transformă în maghier. Îi pare
Orobi de a-l învăța pe Mr. Assassin, pe domnul Assassin, ca să-l învețe tot ce e de făcut. Și cu cât maghiurile învață mai repede, cu atât devin mai puternici. Asta am aflat din episodul al 10-lea. Mai devin în ce mai puternic. Iar se află faptul că Yeiba lucrează cu Zaya. Da, deci compania Zaya cred că e un fel de, tot o companie de Human Gear, un fel de concurență între cele două platforme de mecanică, de tehnologie sau așa mai departe. Însă este află sensul nu e confuz, apoi are și un fel folosit și un progress kick cu un head cu arici. Că te șoate pe așa, pușcă tot ce în cale. Deci, da, nu e chiar ca și cum ar fi forme noi. Însă, președintele de la Zaya mi se pare destul de frumos, să zicem. Genul de bărbat care fetele tot la gat. Nu știu. Zic și eu. Însă, da. Deci, cum poate un geniu malefic să atuată și bine? Sunt șanse mari ca dintre persoanele care sunt atrăgătoare, unii nu sunt atrași. Da, asta e foarte clar. Dar altele persoane sunt, desigur. E cam atât și cu episodul de azi. Da, cam a fost ceva... Da, am uitat să spun despre faptul că filmul s-a ales din cauza incidentului și pentru că robotul acela care jucase avea niște mici dificultăți și probleme de sistem și pur și simplu a anunat. Poate mai vedem și episodul 11 ce se mai întâmplă, dar desigur puteți vedea și episoadele trecute ce am mai făcut prin acestea. Puteți vedea vlogul în care am zis eu despre diferența dintre cele două licee, care un liceu care nu mai există Petru Aleș și liceul respectiv pe care stau eu, Traian Voia. Sau puteți vedea vlog ediția de Halloween care este mai întârziată despre povestea bătrânii care îți fură emoțiile. Să uitați și voi și să puteți să mai vede. Deci eu am fost și desigur, evident, următoare.